jocuri ieftine pe G2A. Accesează primul link din descriere pentru cele mai mici prețuri. Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe Farming Simulator 19 și dacă nu v-ați dat seama din titlu, ei bine, suntem pe seria cu TB-uri, singura serie pe care eu mai am în momentul de față pe canal cu Farming Simulator 19. Bine, mai am o serie cu moduri acolo unde eu vă prezint și îmi dau cu părerea despre diverse moduri vechi sau noi pe care eu le descoper. Însă aceea nu se poate considera o serie, mai mult un playlist cu clipuri, cu moduri, mod reviews, dacă vreți să-i spuneți așa. Iar astăzi avem de făcut nu multă treabă, însă puțină și grea. Avem heavy job today. Practic treabă pentru un tractorist adevărat. Nu știu dacă mă încadrez în categoria de tractorist adevărat, dar știu sigur că am de făcut o treabă foarte grea pentru că un vecin a pus la bătaie o sumă frumușică de bani și m-a întrebat dacă vreau să încerc să-i scot un tractor pe care l-a prăpădit în lac. Nu știu cum a reușit, dar dacă vă aduceți aminte, în partea aceea există un pod pe care am trecut și noi de câteva ori și tot timpul mi era frică să nu cad. Ei bine, cineva chiar a reușit, s-a prăpădit în lac și ne-a pus o sumă frumușică la bătaie dacă reușim să-i recuperăm tractorul. E un tractor destul de greu, să vedeți despre ce este vorba. Însă, între timp, de când nu am mai postat din fermă, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Avem două terenuri pe care am semănat greu. Pe cele două terenuri pe care am semănat greu, am dat cu un rând de fertilizator, cu un rând de ierbicid, cred că pe ambele la fel, nu? Da? Și mai avem de dat cu un singur rând de fertilizator, dar nu acum. Pentru că acum avem de făcut o treabă foarte grea și dacă mi-ar reuși, aș putea să obțin o sumă frumușică de bani pe care să o reinvestesc sau cu ajutorul căreia să-mi plătesc din datorie la bancă, să-mi mai plătesc din datorie la bancă. Aici avem un palet cu ierbicid care nu știu cum a ajuns aici, dar l-am observat fix acum. Aici îl mai avem pe cel cu fertilizator, de ăsta știam pentru că mai avem nevoie să mai dăm un rând de fertilizator. O să-l recuperez și pe la puțin mai târziu pentru că nici măcar nu am UTB-ul decapotabil aici, practic singurul UTB cu front loader, așa că, uite, ce s-a mai întâmplat între timp, au mai apărut câteva cutii cu ouă, nu știu asta cum a ajuns aici, dar hai să o recuperăm, probabil a încercat să fugă, ia să vedem, pac, perfect, au mai apărut câteva cutii cu ouă, avem aproape 2 paleți și jumătate, dacă le luăm și pe astea 4 în considerare, dar ce să mai, ca să nu mai stăm la taclale, pentru că oricum avem foarte multă treabă de făcut și în fermă, avem paleții ăștia de mutat în spate, eventual să-i vindem, mai avem un palet cu semințe care ne-a rămas aici afară, avem destulă muncă și prin fermă, mai avem și iarbă de tăiat în partea aia pentru că a crescut deja, dar hai să mergem să recuperăm tractorul. Păi, în primul rând o să iau direct UTB-ul ăsta care are peste 300 de cai puteri pentru că dacă l-aș lua pe ăsta slăbuț, cu ăsta sigur nu ajung prea departe. Practic fac drumul degeaba și nici nu o să reușesc, n-am nici cea mai mică șansă. Așa că dacă vreau să am o șansă, pun la bătaie babanul ăsta, așa cum zice Mihai. Pun la bătaie babanul ăsta. Opa, sau uriașul. Uriașul cred că sună mai bine. Uriașul. Pun uriașul la bătaie. Dar hai mai întâi să reușim să ieșim din garaj, pentru că de când am început să am o producție foarte bogată de ouă, nu prea mai am loc să mă mișc în garaj cu tractorul. Bine, pe ăsta l-am pus și acolo în colț pentru că nu prea am avut nevoie de el. De închiria l-am închiriat de foarte puține ori. Și am zis, bă, aici e un loc perfect pentru el ca să nu mă încurce cu oricum umblu foarte rar la el. Bun, am deja un lanț pe care l-am împrumutat de la un alt vecin. Nu m-a costat absolut nimica. O să dau eu o bere așa din bun simț. Mai am o piedică pentru roată. Pe asta am cumpărat-o cu 200 de euro de la magazin zilele trecute. Ne-a trebuit nouă într-un alt job pe care l-am făcut. Cred că o să am nevoie de asta și astăzi. Pentru că dacă reușesc să scot tractorul, aș vrea să-i pun piedică să nu ia la vale, Doamne ferește, să cadă din nou în lac. Nu știu de unde să încep. Am la magazin, am cumpărat câteva semne de circulație și piloni pe care aș putea să-i pun să îngrădesc zona. Dar nu știu cu ce să-i car. Să-i car cu platforma asta? Hai să-i car cu platforma asta. Cred că e o idee foarte bună. Hai să luăm dar nu că am lanțul. Cum fac eu să iau și lanțul și semnele? Uite, aici e o problemuță. Să pun lanțul acolo sau să-l iau la sfârșit lanțul? Păi, hai să dau cu lanțul jos.
Bun, dau cu lanțul jos. Opa. Hai să-l punem, să nu-l... Ho-ho-ho! Ia uite, bă, da ce... Bă, da, am dat cu el. Nu prea am cunosc puterile câteodată și de asta. Bun, hai să-l punem aici în colț. Stă? Am... Nu, nu, nu! Doamne, era să dau cu roaba asta cu flori jos. Uite și tu, cât m-am chinuit ca să o fac, să o vopsesc, să fie și așa, cât mai estetică. Și acum era să o... să o prăpădesc. Bun. Hai să luăm platforma. Nu știu dacă am loc de remorca asta, dar hai să ne facem, să ne strecurăm totuși. Hop. Hop. Ah, și pentru cei care ați observat și probabil nu știți din ce cauză, ei bine, ăsta e al doilea episod în care eu experimentez niște culori noi în joc, pentru că m-am săturat de cele șterse și șterse cu multă tentă de gri pe care le aveam înainte și de asta acum vedeți verdele mult mai verde, roșu mult mai roșu, galben mult mai galben și albastru mult mai albastru. Bine, nu e cazul pentru că momentan cerul e destul de senin și tinde să bată așa înspre alb, nu e non culoare momentan. Am luat platforma, mergem direct la magazin, hai să mergem direct la magazin, ce-s mai? Mergem direct la magazin, hai să luăm pe partea asta, cred că e mai aproape. Mergem la magazin, luăm semnele și tot ce am achiziționat eu acolo. Am făcut o mică investiție. Bine, nu le-am cumpărat pe toate, am cumpărat doar câteva semne și un pilon. Și am mai închiriat de la magazin un fel de gărduț pentru a împrejmui zona. Pentru că proprietarul tractorului nu este acasă, este plecat din sat, vine abia mâine dimineață. Și dacă reușesc să scot tractorul, am la dispoziție până mâine dimineață să încerc să fac treaba asta. Dacă reușesc, vreau tot să-l împrejmuiesc, să nu, nu știu, să nu lovească careva, să nu, Doamne ferește. Dar, se că îmi fac prea multe planuri și parcă văd că nu reușesc să-l scot. Parcă văd. Dar, până la urmă, încercarea moarte n-are. Și chiar dacă am făcut investiția asta degeaba, îmi rămân semnele, le folosesc altă dată și... Sau poate pot să le dau una, apoi să le dau retur la magazin. Cine știe, vedem. Bun, am ajuns la locul... la locul faptei, de unde trebuie să încărcăm aceste trei gărduțuri. Sper să mi ajungă, dar nu știu cum să le aranjez. Le-aș aranja așa. Aș pune gărduțul pe lungime. Ia să vedem. Sunt curios dacă pot să pun Kinga peste. Ia să vedem. Pot să pun Kinga peste. Wow, let's go! Mamă, ce mișto! Ce mișto! Pot să pun, că eu mă așteptam să nu pot să pun și să trebuiască să merg foarte încet și să mă chinui și să am grijă să nu-mi pice și dacă îmi pică să mă dau jos să pun iar gărduțul și Doamne ferește să cadă peste oameni. Dar dacă pot să fac treaba asta, e genial. Avem două acolo. Cred că ar trebui să le pun mai la depărtare, nu? Că pe urmă, poate nu, uite așa cred că e perfect. Ok. Dar până fac eu treaba asta, aș vrea să vă spun că din nou, în ultima perioadă, în ultimele, să zicem, 5-6 săptămâni, practic o lună și jumătate, am observat pe statistici că aproape 50% de data asta, vreo 48% sunteți, care vă uitați la clipurile mele și la live-uri fără să apăsați butonul de subscribe. Și aș vrea, pe lângă faptul că vreau să vă rog dacă vreți să apăsați butonul de subscribe pentru a primi notificări pe viitor cu ceea ce fac, bănuiesc că din moment ce vă uitați la foarte multe clipuri de ale mele în mod repetat, înseamnă că totuși nu vă sunt chiar atât de antipatic și dacă nu vă sunt chiar atât de antipatic, v-aș ruga să apăsați butonul de subscribe chiar acum, dacă nu vă e cu supărare. Și pentru cei care se uită în continuare și nu vor să apese butonul de subscribe, lăsați-mi și mie în comentarii, nu se supără nimeni, e doar, cum să zic, e un sondaj pe care eu vreau să-l fac pentru mine, pentru mine personal. Deci nu e ceva extraordinar de grav, nu mă supăr pe nimeni, Doamne ferește, nu vreau să vă demaschez. Vreau doar să știu ce vă face să vă uitați la clipuri fără să apăsați butonul de subscribe. Pentru că dacă voi răspundeți la întrebarea asta, pe mine mă ajută foarte mult pentru a ști ce să îndrept, ce să corectez, ce să modific, ce să fac mai bine ca să vă conving pe viitor să apăsați butonul de subscribe. Pentru că mă gândesc că vă uitați. E ok, dar totuși nu e extraordinar de ok încât să vă facă să dați și subscribe. Și de asta vreau să știu ce ar putea să vă facă să dați subscribe, nu știu. Deci, că totuși jumătate, deci gândiți-vă că dacă la un clip, spre exemplu, fac 2000 de vizualizări, 1000 sunteți fără subscribe.
Și dacă ar apăsa aia 1000 butonul de subscribe, fa, aș reuși să fac și eu, să-mi îndeplinesc visul până de sărbători, practic, până la sfârșitul anului, până de Revelion, îmi doresc să fac 15.000 de urmăritori pe canalul de YouTube, pe canalul ăsta la care vă uitați voi acum. Și dacă ați apăsat butonul de subscribe, m-ar ajuta extraordinar de mult. Dar v-am zis, chiar dacă nu l-a apăsați, doar scrieți-mi în comentarii, sunt curios. De un motiv existent care vă reține să faceți treaba asta. Semnele astea cu deviere aș vrea totuși să le folosesc pentru a bloca drumul, pentru că da, voi bloca accesul pe porțiunea aia de drum. N-aș vrea să-mi curg să vină oamenii degeaba și să constate că nu au cum să avanseze pe acel drum. De asta vreau să pun marcaje din timp. Opa. Bun. Și nu am nevoie de aprobarea poliției pentru că fac asta, sper eu, maxim câteva zeci de minute. Aici am reușit să pun. Bun. Ăsta nu e prins. Ia să vedem. Oare o să cadă? Ia să vedem. Sunt tare curios să vedem dacă stă pe poziții. Să dau drumul totuși la girofar. La girofar. Ah, credeam că nu merge girofarul. Am apăsat pe el și efectiv nu făcea nimic. Ah, bun, funcționează. Mamă, dacă cât fum scoate. Vezi, dacă îl folosesc foarte rar. Îl folosesc foarte rar. Și e destul de necurățat, ca să zic așa. Și uite și tu cât fum îmi scoate. O să mă întorc tot pe partea asta. Pentru că trebuie să iau din fermă și acea piedică pentru roată de care am uitat. Și lanțul, bineînțeles. După care mergem la atac. Ușor. Stai, mă, să mă bag eu aici și la volan, să-mi închid geamul, că mă cam doar mă seaua de câteva zile și n-aș vrea să mă mai tragă curentul. Și v-am zis, prima oprire e în fermă, luăm piedica pentru roată, pentru că eu sincer sper să reușesc să scot de acolo și să-mi iau bănuții. Pentru că dacă sunteți curioși, hai să vă spun și suma despre care este vorba, deși vreau să vă spun în episodul următor, e vorba de 5500. Am scos tractorul, 5500 sunt ai mei. Deci, mai ușor de atât, nu văd cum aș putea să fac bani. Punem puțin pe avarie aici. Pentru că vreau să iau și piedica. Unde mă? Uite în partea asta. What? Ok. M-am blocat puțin. De ce întrebați? S-a dat update la OBS și se comportă foarte ciudat. Și la început, când am dat break să înregistrez, mi se vedea în poze. Și a trebuit să închid OBS-ul și să-l deschid din nou. Aparent se glitchuise cea. Să-l pun aici, așa, pur și simplu. Hai mă că stă. Îl punem așa și lanțul trebuie. Lanțul mai aici, uite mă cum mai e. Încă n-a dispărut. Sau să-l las și să-l iau pe urmă. Hai totuși să, poate totuși pot să-l pun. Lanțul ăsta e puțin cam problematic pentru că uitați-l cum o ia la vale. Puțin cam problematic. Nu știu dacă pot să-l urc. Nu pot. Bun, o să las aici. Stai să-l pun mai lângă casă că ăsta sigur pleacă. Hai să-l băgăm aici. Bun, îl lăsăm aici și ne întoarcem după. Hai să lăsăm platforma cu semnele și ne întoarcem după. Să facem treaba asta. Acum nu sunt eu foarte credincios, dar Doamne ajută. Doamne ajută, pentru că chiar am nevoie de bănuții ăștia. Și uite, ăsta e blocul unde s-a întâmplat nenorocirea. Fix zona pe lângă care eu treceam și tot timpul mă temeam să nu cad. Păi, hai să băgăm, hai să parcăm remorca în partea asta. Hai să vedem. În partea asta. Ok. Bun, cred că e destul de în regulă. Hai să luăm și lanțul. Pentru că ăla e cel mai important. Vine ceva? Nu vine nimic. Bun. Drumul liber. Sper să nu fi plecat lanțul de acolo, pentru că are prostul obicei să cam plece. Să ne băgăm direct prin fermă. Oare am loc să trec de remorca asta? Pe care am lăsat-o în drum data trecută? Hai că am avut loc. Bun. Hai să vedem cum cuplăm noi lănțicul.
Hop. Nu, nu. Nu se vrea se cupla? Nu se vrea, bun. Hai să scoatem așa, așa. Nu se vrea se cupla. Păi, cum mă, că doar ce te-am dat jos și te potriveai. Și acum îmi spui că nu pot să-l prind? Ia să vedem. Încercăm o dată. Hop, hop! Ai. Așa, mă, gata, mă, că mă speria să-mi zic, ce dracu, mă? Ce dracu, mă, că l-am mai prins odată, aseară, când am luat lanțul de la vecin. L-am prins, l-am testat, am putut să-l prind și acum, se mai întâmplă, se mai întâmplă. Bun, revenim la locul întâmplării, la locul unde s-a întâmplat nenorocirea și a căzut tractorul omului. Trebuie mai întâi să împrejmuiesc zona, o să las aici pentru momentul TB-uri. Îl și opresc ca să nu fie probleme. Ia, stai, stai, așa că... Gata? Bă, stai să parchez peste drum atunci, că văd că... Ia, aici, e ok? Păi fii atent cum... Cum facem? E ok? Ce vreau să fac, vreau să-l prind de capătul celălalt. Pentru că în teoria mea, dacă îl prind de capătul ăsta, e mai ok. Cu ăsta l-am testat aseară, nu cu partea roșie. Partea roșie o să pun pe tractorul omului. Ia să vedem acum. Eu așa l-am prins aseară acum. Hai să vedem dacă funcționește. Aparent capătul ăsta face pe nebunul. Ia. Yeah. Bine, lasă, stai așa. Bun, hai că revin imediat. Mă duc să împrejmuiez una și avem o cale de acces din partea asta. De fapt, aici vine drum direct. Păi, fii atent, o să pun așa. Punem așa, punem așa, punem... Stai să dau chingile jos. Bam. 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 Păi, în primul rând, pun să se devieze. Acum, până se devieze, nu știu. Ia să vedem. Luăm semnul ăsta. Și mai avem aici dinspre pod, nu? Ia stați așa că vreau să văd ce variante am de deviere. A, aici practic nu vine nimeni, nu? Nu. Aici e decât accesul către băiții ăștia cu lemne. Bun, deci dacă pe aici nu vine nimica, e ok, nu e nevoie să pun niciun semn. Sau să pun să-i deviez în partea aia? Nu, că m-ar încurca destul de mult, nu. Atunci o să pun doar în capătul acesta. Cum că trebuie să devieze prin altă parte. Practic punem treaba asta așa. Șap. Se deviază prin partea asta. Să punem și semnul cu interzis să nu intre careva. Bam. O să-l punem în partea asta să fiu sigur că nu vine nimeni din partea asta. Pardon. A, uite, poate să vină și de aici. A, păi e perfect. Pun semnul ăsta aici. Șap. De interzis și pun să se devieze prin partea cealaltă. Cred că ăsta ar fi bun. Fiți atenți. Stați așa puțin. Deci ăsta îmi deviază prin dreapta. Nu, 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 nu. Bă, ăsta e ok. Ăsta de aici e ok. Bun, fiți atenți. Și luăm pe ăsta. Scuze. Și îl punem aici. Ca ei să devieze prin partea asta. Ok. E ok, așa. Asta îl punem în partea asta. Hai să punem și, nu știu exact cum zice la asta, baliză, cred, dacă nu mă înșel. Punem și pe asta aici, ca să se vadă de la distanță că urmează un interzis să nu dea în el. Hai să-l punem totuși mai în față pe asta, uite, aici, să se vadă. Și semnul ăsta fix în spatele lui, așa. Cred că au loc să, da, au loc să... Ocolească, e ok. În partea aia nu are cine să vină. Asta e piedica pe care o vom folosi... O, pardon. O vom folosi după, nu acum.
Ok, gărduțul ăsta am cam dat cu el de pământ, o să-l pun la loc, pentru că eu îmi doresc să fiu nevoit să-l folosesc, dar în același timp mă și tem de treaba asta. Mai am ce să folosesc, nu, ăsta cu deviere nu mai am unde... Ah, să-l pun în partea, nu, că am pus deja unul. Hai să punem asta tot acolo în drum, să se vadă. Să nu intre dracu peste asta. O să o pun chiar în partea asta, așa. Șap. Uite, să se vadă din două părți, mă gândesc. Și atunci vine așa pus. Ăsta vine pus așa. Eventual să le las puțin loc ca să poată să întoarcă dacă vor. Și atunci pun ăsta aici. Lasă-mi să nu mai întoarcă. Să vadă din timp, știi? Și să devieze pe unde vori, dar nu pe aici. Bun, păi. Ăsta e individul. E un John Deere 7230R. Nu știu exact de la ce vine acest 7230R. Probabil are 230 de cai. Nu vreau să zic vreo prostie. Probabil de acolo vine. E scufundat. E scufundat destul de rău. Văd că a intrat apă puțină și în cabină. Și astăzi voi încerca să-l scot. Nu știu dacă voi reuși, dar eu v-am zis, eu îmi doresc să fac treaba asta. Avem pilonii, avem tot, accident, ahau. Păi e bine, da? E totul bine. Ăla cu devir nu avem unde să-l mai punem. Să mai punem unul așa din timp. Hai să mai punem unul din timp. Uite, să-l vadă de pe aici, așa mă gândesc. Uite, așa. Hai că l-am pus în iarbă. Uite așa. Gata, și acum e în regulă. Acum chiar se vede. Bun, păi, dacă am securizat zona, hai să-i dăm drumul să vedem despre ce e vorba. Am emoții. Sper să reușesc. Dacă nu reușesc și dau fail, pierd șansa de a câștiga niște bonuți corecți. Bun, cuplajul s-a făcut. Hai să... Mama, are și rost duble. Fai de capul meu. Vă dați seama cam cât de greu e? Dar chiar știe cineva cam ce greutate are un astfel de John Deere? Sunt curios, cam care e greutatea reală a unui astfel de John Deere. Să-l iau prin zmucire. Nu, hai să-l iau așa ușor. Poate reușesc să-l scot fără zmucire. Ma. Hai că-l scot. Hai să-i dăm o zmucire. Ce aia, bă, nici nu-l mișc. Nici nu-l deranjez. Bă, și ăsta e cel mai puternic UTB al meu. Hai să facem așa cu stânga. Ia. Nicio șansă, frățioare. Absolut nicio șansă. Stai că poate cad și eu cu ăsta. Absolut. Bă, e mult prea greu. Stai să... Hop. E mult prea greu. Hai de capul meu. Acum a reușit unul, s-a oprit și la timp. Nu-mi dau seama că roțile astea n-ar fi trebuit să patineze. Deci clar nu e vorba de patinat. A dat cu el și nu a văzut. A uitat să apese frâna. Ce, Doamne, iartă-mă. Bă, mai am un plan de rezervă, sincer să fiu. Deși nu-i dau șanse prea mari și cred că e un fail. Bun, hai să mergem la unchiul Marinel, pentru că acolo avem UTB-ul decapotabil și am eu mai multă speranță în el. Pentru că el are tracțiune 4x4, are și tracțiune față. Și am ceva speranțe la el, așa că mergem cu UTB-ul ăsta, punem lanțul pe cel decapotabil și venim cu el să ne încercăm norocul. Nu știu de ce, dar dacă e să aibă o șansă, chiar dacă are mai puțin cai, ăla are șanse mai mari ca asta. În momentul de față asta cred. Deși eram sigur că 300 de cai plus al UTB-ului meu cu care mă laud o să fie suficienți. Dar aparent nu. Bun, am ajuns aici. Hai să decuplăm front loader-ul. O, ce frumos e. Bun, decuplăm front loader-ul aici. Luăm lanțul și mergem să vedem dacă ăsta are vreo șansă. Hop, pardon. Hai să... Nu! Ce-ai făcut, mă, dadule? Bun. Hai să mi-l parchez în partea asta. Mi-l parchez și mie. Bun. Oprim și noi girofarul. Oprim și asta. Mi-l parchezi. Hai. Și hai să vedem despre ce este vorba în poveste. Ne cuplăm și noi? Nu? Nu? Nu vrem?
Uite, așa că trebuie să o aduc la gaură. Trebuie să o aduc la gaură, că altfel nu vrea. Vino acum. Vino. 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 Hop. Ce se întâmplă, doctore? Stați așa. Stați așa că trebuie să facem manevre, să le iau tot de căpățâna roșie. Hop, hop, hop. Mama a încălcat pe el și nici nu e al meu. Fai de capul meu. Hop, hop. Eroina. Hop, hop. Gata, mă. Hai, mă, să vedem care e treaba. Hai să vedem dacă cu ăsta reușim. Da. Pe unde luăm? Hai să luăm tot pe aici, că e mai aproape. Hai să vedem dacă cu ăsta reușim. Deși... E o șansă, bă, e o șansă, nu știu. Eu merg până la capăt. Vreau bonuția, vreau bonuția. Vreau bonuții lui vecinul. A, și apropo, pe semnele pe care le-am luat pentru a le folosi la această misiune, am dat în total undeva la un 600, ceva de genul. Iar gardulețul pe care l-ați văzut la roșu, ăla e doar în chiria de la magazin. Pe o sumă modică, aproape gratis. Deci investiția n-a fost mare, dar aș vrea totuși să dau și rezultate. Fii atent că atârnă prea urât lanțul ăsta și calc cu roțile din spate pe el. Uite, vezi? Și mă înfrânează. V-aș vrea să reușească misiunea asta pentru că așa pot să-mi fac, să mă aleg și cu o prietenie și cu niște laude și cu o imagine bună în sat, dar și cu niște bani. Deci miza e destul de mare pentru mine, așa că hai să vedem dacă ăsta micuțul reușește să facă ceva. Mamă, și am impresia că se afundă din ce în ce mai rău. Uai, asta nu e bine. Ia să vedem. Se că nu... Gata. Eh, acum acum e momentul. Acum e momentul. Acum e momentul. Stai să dau puțin mai încet vehiculul. Acum e momentul. Se mișcă? Înaintez. Sau mi se pare. Pa nu, înaintez. Uitați-vă la roțile tractorului din spate, la John Deere. Înaintez. Mamă, pot. Oh, nu. Ma. Ia să-i fac o zmucire. Să vedem. Stânga-dreapta. Să poate funcționează și acum. Stânga-dreapta. Bă, se mișcă. Nu. Mamă, deci cum dau drumul, e atât de multă tensiune în lanț, încât efectiv mi-l trage înapoi. Hai să mai fac o zmucire și eu o fac în stânga zmucirea sau în dreapta. Să facem zmucirea pe unde ar fi mai bine de ieșit, uite. Hai să facem în dreapta zmucirea. Că aș vrea măcar să apuce să împrindă cu roțile... Astea din stânga, bine, din dreapta, cum vă uitați voi la clip. Să-mi prindă cu ele, să reușesc să le scot. Ia să mai fac o zmucire. Mamă, nu vine să cred că îl mișc, deci se mișcă roata. Se mișcă și rămâne acolo, deci nu se duce înapoi să ziceți că fac progres degeaba. Doar că e o chestiune de timp. Mamă, fiți atenți că... În cosmucire? Nu, da, mi se pare că... Nu! Mamă, era să-l ating, la limită. Dacă l-atingeam, îl împingeam înapoi. Doamne! Simt mirosul banilor. Please! Mamă, are puțin! Nu, mamă, ce... Mă trage înapoi, efectiv. Haide. Bă, nu cred. Hop. Ai încerc o schemă? Trebuie să încerc mai repede, că vă ia înapoi. Hop. Haide, mă, că deja a ieșit... Deja a ieșit cu o pereche de roți. Eu între timp încerc stânga-dreapta.
Nu! Nu! L-am... Uite cât a ieșit! Haide! Vai, deci nu vine să cred. Haide, 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 haide. Cred că... Op, op, op. Cred că am o idee. Mă dure pe de să iau piedica de roată. Ca în cazul în care o gafez. Sau pur și simplu nu mai am putere să-l trag. Nu știu să... Poate să nu întâmple orice. Măcar să nu ia în urmă. Dar pot să pun oare asta în apă aici? Pot. Gata, deci în momentul ăsta e asigurat că nu mai ia înapoi. Bun! Let's go. Adică sper să funcționeze aia și să nu... Să-l blocheze cumva. Nu să mai facem... O, facem o zmucire ca la carte, să vedem. Ne apropiem. Și 3, 2, 1, cu stânga acum. Uitați-vă cât de greu iese, dar iese! Bă, știam eu de ce l-ador. Știam eu de ce ador UTB-ul ăsta. Haide, tată, haide. Oh, nu, nu, nu! Bun, să mutăm asta mai în față. Uite că s-a deplasat, că pot să văd și cât cu ocazia asta. Ia să mai încercăm o dată. Băi, wow, nu vine să cred. Deci chiar nu mă așteptam. Și sunt uimit că n-a reușit ăla de 300 de cai și ăsta totuși a reușit. Cât înseamnă o tracțiune, cât schimbă o tracțiune situația. Hop, hop, ușor. Acum cred că pot să-l zmucesc. O să iau asta la o parte, pentru că nu cred că mai am nevoie de a o să-l lăsăm aici momentan. Și cred că pot să-l zmucesc acum. Nu. Hop, hop, hop. Mai, 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 mai. Și ia să vedem. Viam! Vai că l-a mișcat ca lume acum. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Pentru că așa funcționează. Dacă trag în față e mai greu, dar dacă trag cu dreapta sau cu stânga. Ia uite. Ia uite cât de întins e lanțul ăsta. Trebuie să-mi cumpăr și eu unul. Văd că își face treaba. Mamă, mamă, mamă. Reușim? Ce ziceți, reușim? Haide mă. Haide mă. Încerc cu zmucire din asta constantă, dar... Ia să văd cam cât mai am să trag de lumau, deci nu mai pot. Bun. Mai e foarte puțin și reușesc. Îmi iau bănuții! Să vină banii! Să vină banii! Să vină banii la băiat! Haide, tată. Și cu roțile alea și gata. Nu, te rog, nu faci asta. Gata. Gata. Let's go, guys. Ma. A, stați puțin că... Cred că mă... Cred că mă blochez în asta. O să pun în drum că oricum nu vine nimeni. Ia să vedem. Nu mai vreau. Hai, te rog. Bă, dar mai e nevoie sau e ok? Bă, eu zic că să-i duc mai încolo, că poate iar îl scap ăsta când îl pornește. Mamă, deja nu mai pot. Mi-a subt jobul ăsta toate puterile, toată energia. Haide, mă, du-te în măta, că n-ai cum să o pui rezistență micuțului decapotabil. Hai că deja mai are puțin, puțin. Bă, oricum l-am scos că era apa până la cabină, era până aici apa. Deci ok, eu l-aș zice să las așa. Cred că așa o să las, stai că până decuplez lanțul. Să-i pun o piedică aici în spate totuși. De fapt nu în spate, hai să-i pun la roata din față. Aici cred că îmi ține mai bine că acolo e și nămol. Bun, punem piedica asta aici. De că nu prea știu cum să o fixez, uite așa. Hai să-l decuplăm. Bun, acum putem să-i punem piedica liniștiți. Ah, ok, văd că e deschis, dar nu avem cheile ca să-l pornim.
Bă, arată destul de marfă. Hai de capul meu. Față de UTB-urile mele, ăsta arată genial. Și multă tehnologie. Îmi place, dar pielea asta săracă, uitați-vă cum arată. S-a făcut varză de la apă, va trebui să o schimbe, să bage bani, să... Săracu. Dar oricum am înțeles că e foarte scump un astfel de tractor. Nu știu la ce sumă ajunge, dar am înțeles că e extraordinar de scump. Bun, păi, jobul am dus la bun sfârșit. Haideți să securizăm puțin... Să nu vină naibii careva pe aici. Și să dea ni-l. Uite, o să punem gărduțul ăsta aici de atenționare. Poc. Punem un gărduț în partea asta, nu știu, să atenționăm să nu intre careva cu vreo trotinetă electrică, cu vreo căruță, cu vreo combină, nu știu ce ar putea scoate pe aici, dar vreau să-mi fac treaba ca la carte pentru că voi lua niște bănuți de la acest om. Și dacă primesc bănuți și m-am oferit să prestez un serviciu, adică am acceptat să prestez un serviciu, e bine, vreau să-l prestez cum trebuie. O să punem și semnul acesta de accident, deși nu e vorba de un accident, dar nu am avut altceva... care să semnalizeze foarte bine ce se întâmplă aici, așa că o să-l pun probabil... De unde traficul mai mare? Cred că traficul mai mare vine de aici, de la oameni care se întorc acasă la ora asta. Așa că să-l pun, uite, cu vedere așa din partea asta. Cam așa? Cam așa. Bun. De fapt, n-aș vrea totuși să blochez... Uite, așa facem. Nu prea să vede, e problema. Gata, mă, gata, am reușit. Bun. Avem și doi piloni, îi punem și pe ăștia. Vreau să semnalizez cât mai bine cu putință. Așa. Ok. Și ăsta aici. Sper să nu vină vreun curios să se apropie pentru că e deschis tractorul momentan. Nu am cum să-l închid pentru că nu am chei. Dar cred că e ok. Faptul că l-am împrejmuit și proprietarul când va veni... Va vedea treaba asta, oricum o să-i fac o poză, să-i trimit, să văd dacă e bucură sau nu. Păi, eu o să rămân aici să strâng toate semnele astea pe care le-am pus pentru a închide zona, pentru a securiza zona și mă voi ocupa de treaba asta. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă încă n-ați făcut-o. Ne vedem, de fapt ne auzim pe Instagram și pe Discord și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă urez o zi cât mai mișto, pentru că la mine plouă de o săptămână. Pa, pa!